71 de cazuri noi de decese cauzate de coronavirusul COVID-19 doar pe teritoriul Chinei, indică bilanțul recent al autorităților chineze, cel mai scăzut din ultimele două săptămâni. La nivel național, numărul de decese a ajuns la peste 2600, cu peste 2700 la nivel mondial și alte peste 80.000 de cazuri de infecție. În timp ce în China se observă o ușoară ameliorare a situației, nu putem să spunem același lucru și despre țări precum Coreea de Sud, Iran sau Italia, acolo unde numărul cazurilor înregistrate în ultimele două zile este unul alarmant. În Coreea de Sud, aproape 1000 de cazuri de infecție au fost înregistrate, iar 9 dintre ele au fost mortale. În Italia, cel mai grav afectată dintre toate țările europene, au murit 7 oameni și sunt peste 250 de bolnavi. 11 localități sunt în continuare în carantină. Irak, Afganistan, Kuwait, Oman și Bahrain au raportat și ele primele cazuri. Toate ar fi provenit din Iran, țara cea mai afectată din Orientul Apropiat, acolo unde deja 12 persoane au murit. Vești mai bune vin din Franța, care se laudă că i-a tratat cu succes pe toți cei 12 pacienți depistați cu noul tip de virus. Autoritățile de la Paris au declarat că nu mai sunt alte cazuri, iar virusul nu se mai răspândește. Între timp, un oficial al Organizației Mondiale a Sănătății a declarat că un medicament creat de o firmă de biotehnologie din China ar putea ajuta la tratarea simptomelor coronavirusului. Medicamentul s-ar numi Remdesivir și este deja testat la oameni, iar rezultatele ar putea apărea în următoarele săptămâni.